sunt Elena, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi este un tutorial mai scary. Este un tutorial Bloody Mary. Am recreat acest machiaj după o poză pe care am găsit-o pe net. O voi pune aici undeva. Dacă ați văzut filmul Bloody Mary, știți că Bloody Mary avea ochii însângerați. Și am creat și eu acest look foarte scary. Sper să vă sperie și sper să-l încercați. Cam atât. Vă las în continuare cu tutorialul. V-am pupat! La revedere! Voi începe cu un fond de ten foarte deschis la culoare pentru a-mi face fața cât mai palidă. Apoi îl voi întinde foarte bine cu o pensulă kabuki. Îmi voi contura sprâncenele foarte puternic. Apoi îmi voi contura nasul. Conturul nasului îl voi estompa foarte bine cu degetul pentru a nu rămâne linii dure. Următorul pas este să-mi conturez fața pentru a-mi schimba trăsăturile. Cu o pudră translucidă îmi voi seta fondul de ten pentru că îmi doresc ca machiajul meu să reziste toată noaptea. Voi începe cu un primer pe care îl voi aplica pe toată pleoapa. Din paleta Coastal Sands 252 voi lua un roșu și îl voi aplica pe pleoapă, exact din pliul pleoapei până aproape de sprânceană. Același roșu îl voi aplica și pe linia inferioară a ochiului pentru a crea un efect de ochi sângeriu. Pe pleoapa mobilă voi aplica acest creion de la NYX Jumbo Pencil.
Apoi, cu o pensulă stufoasă, voi lua un negru din paleta Coastal Sands și îl voi aplica deasupra creionului negru. Cu aceeași pensulă voi contura culoarea roșie peste culoarea roșie îmi voi aplica un fard negru pentru a crea efectul unui ochi scos. Îmi voi aplica foarte puțin rimel pe buze. Îmi voi aplica acest creion negru Jumbo Pencil de la NYX. Apoi, peste acesta, îmi voi aplica un creion roșu pentru a da un efect sângeriu. Ultimul pas și cel mai important este să îmi aplic urmele de sânge. Eu am făcut acest amestec din zahăr, apă și un fard roșu. Cu ajutorul unei pensule voi aplica sângele cât mai aproape de linia inferioară a ochiului. Acestui pas trebuie să îi acordăm puțin timp, pentru că nu este chiar atât de ușor să creăm niște dâre de sânge, mai ales că sângele nu este unul profesional. Acest tutorial este în colaborare cu încă 3 youtuberițe. O să vă las linkurile lor în bara de descrieri, sper să treceți și pe la ele și totodată sper că tutorialul meu v-a plăcut și o să-l încercați. V-am pupat, la revedere!